Auzi din ce în ce mai des în ultima vreme despre ivermectină, un medicament care se folosește în special la tratarea animalelor și despre care se spune că ar ajuta la tratarea coronavirusului. Însă uite ce spune Ministerul Sănătății. Secretarul de stat Andreea Moldovan te avertizează că medicamentul nu a fost încă testat și este riscant să-l folosești dacă te-ai infectat cu SARS-CoV-2. Pe de altă parte, medicul român Ion Alexie, stabilit în Las Vegas, spune că folosește deja medicamentul pe oameni. De pe 15 ianuarie folosesc la toți pacienții mei cu COVID în spital ivermectina. Nu știu ce s-a hotărât în România, se pare că se iau niște hotărâri. Eu invit pe toată lumea să vină în America și să vadă ce facem noi. Noi știm ce fac și ei în România. Părerea mea e că așa de mulți oameni sunt în America și mult mai mulți doctori decât în România și dacă noi folosim, ar trebui românii să copieze și noi copiem ce e bun în România. Dar cred că la cazul ivermectine să copieze ce spune și doctorul francez sau avocatul de care ați vorbit și să vadă și ce spun și englezii și să mai învețe și ei puțin, pentru că nu dirigează ei medicina din România, ca să fim clari. Ivermectina a primit undă verde în Slovacia și Macedonia. Autoritățile din aceste țări au anunțat că medicamentul s-a dovedit eficient în tratamentul bolnavilor de coronavirus.